Folosiți rețelele sociale ca să vă servească. Dacă aveți, de exemplu, o afacere sau vreți să faceți o propagandă sănătoasă într-o anumită direcție, să fiți o voce liberă, să ajutați oamenii, atunci da, folosiți-le, dar nu le folosiți să vă pierdeți timpul pe rețelele sociale, pentru că timpul este cea mai prețioasă resursă. Nu o să vă mai dea nimeni înapoi și sistemul nu vă spune lucrul acesta, pentru că vrea să fiți captivi, să nu fiți liberi.